Să luăm aminte
curățiți aromatul cel vechi, ca să fiți rământătură nouă, precum și sunteți fără aluat. Căci Paștele nostru Hristos s-a jertfit pentru noi, de aceea să crăduim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vindeșugului, ci cu azile curăției și ale adevărului. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se pentru noi blestem, pentru că Sfânt este, blestemat este tot ce-l scândurat pe lemn, că prin Hristos Iisus să vină la neamul binecuvântarea lui Avram, ca să primim prin credință făgăduința Duhului. Pace ție, cel ce ne-ai citit. După 3 zile voi învia. Deci poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină și să-l fure și să spună poporului a înviat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis, aveți strajă, mergeți și întăriți cum știți. Iar ei ducându-se au întărit mormântul cu strajă. Pecetuind piatra. Și Duhul lui Dumnezeu.
Tatălui, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu nostru, miliește-te și ne mântuiește pe noi. Amin.